Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am o prietenă, are gemeni, super drăguți, gemenii, simpatici. Dar? Dar greu. Și i-a zis Ionelei de curând, să știi că asta este o meserie foarte grea. Foarte grea. Să fii mamă de gemeni e foarte greu. Și mai ales în prima fază, când copiii nu prea dorm și ești deprivat de somn în permanență, semiconștient, doi părinți epuizați și au hrănit zilnic bebelușul cu cuburi de gheață. Săraci. Săraci și unii și alții. Da, că trebuie să facă diversificarea mâncării pentru ăla micu. Deci au povestit pe Reddit ce s-a întâmplat. În Marea Britanie sunt. Și aveau niște instrucțiuni și pe instrucțiunile respective scria că porția de mâncare la diversificare trebuie să fie cam cât un cup de gheață. Cât de mare? Cam cât un cup de gheață. Dacă te gândești așa la volum, să fie cam cât un cup de gheață. Și zice, scria că bebelușii de 6 luni trebuie să primească legume și fructe pasate fin, 2-3 cuburi de gheață de 2 ori pe zi. Și zice, și nu mai auzisem de chestia cu cuburile de gheață, dar era o companie cu reputație, așa că ne-am luat după indicații și am început să-i dăm porții de fructe și legume asezonate cu cuburi de gheață. Multă gheață, nici un strop de whisky, mare risip. Când bebelușul a ajuns la 7 luni, porția de gheață a crescut la 3-4 cuburi de 3 ori pe zi. Și tot la început să intre la bănuieli. Și da, a mers înainte. Citez, mă gândeam că abia reușește să termine cele 3 cuburi de gheață pe care îi le ofeream acum. Le împingea pe tăviță, le lingea, dar am zis să-i mărim porția oricum, dacă așa zic specialiștii. Și a apărut într-un târziu vocea rațiunii, soacra, mai spune tată copilul, a venit la noi și ne-a întrebat de ce îi le dăm. Vreau să-i înghețe creierul, cum face brain freeze. Dar noi o asigurăm că e ceva nou. Așa e, acum modern, trebuie să hrănim. Și după ce am stat în acea noapte, povestește tătic, cum am gândit mai atent, mi-am dat seama că se referea la mărimea porțiilor. Aha. Da, și în tot acest timp, zice, lipsiți de somn cum eram și într-o stare de semiconștiență, îi dădeam bebelușului nostru zilnic cuburi de gheață, reacțiile părinților, comentarii, n-au întârziat să apară. Mă propădesc de râs, zice unul, pur și simplu în fața observației, abia ce termina cele 3 cuburi de gheață de până acum. Și acum să-i dăm 6? Altul, m-am prăbușit de râs când mi-am închipuit bebelușul lingând și plimbând pe scaunelul lui cuburile de gheață, confuz. Și în principiu te-ai văzut tata de mărâncă. Ia uzi, Luca, putea să încerci și tu cu coastele alea. Da. Niște coase. Două porții de coaste. Da. 7 cuburi de gheață. În altă ordine de idee, ăsta mic când o să fie mare, da, o să fie greu să-i dai o bere care nu e... Da. Nu o să mai aibă probleme cu gâtul. Dar nu, gheața nu la bere. Nu mă vorbesc că să fie rece, că băiatul are un antrenament. Lasă berea. Cuburi de gheață. Cred că te pregătesc pentru altfel de antrenament. Adică s-ar putea să aibă o carieră serioasă. Noi am avut un președinte care avea un antrenament la cuburi de gheață, luat de mic, cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.